Salutare, prieteni! Vreau să vă rog să vă abonați la noul meu cont de TikTok, la Mihaela de la Strehaia. Să vă abonați la nou cont de TikTok al lui Mihaela de la Strehaia, Alin de la Strehaia. Tot la fel a făcut cont nou, pentru că, nu știu, li se închide conturile astea, nu știu de ce. Dușmani. Da, prieteni. Să ne ajutați să facem 1000 de urmăritori. Vă pupăm! Vă mulțumim mult! Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Prieteni, ne-am trezit, am făcut și noi injecțiile, am aici branula, v-am arătat-o deja la primul vlog. Dar acum am îmbrăcat și mai gros, că trebuie să ies afară să car lemne. Am avut și un pic de probleme cu branula, m-a durut foarte tare, ca seara am cărat lemnele toată noaptea. Și n-am avut ce să fac, pentru că nu am mai fost dispare, n-am mai fost nimeni aici și trebuia să ne descurcăm și singur, prieteni, că până la urmă nu poate să stai cu Alin după noi toată viața. O am aici pe Beatrice și mă ajută, o să fie cameramanul meu azi. David, hai să luăm lemne de afară. Hai. Da, să vă abonați la David. Dar să nu-i spuneți după patrona că furăm lemne de acolo. Și v-am zis, aseară m-a durut puțin branula, am avut un pic probleme cu ea, pentru că... Să duc să pagă! N-ai voie să forțezi, mai ales că este aici, unde închizi mâna. Dar n-avem ce să facem și... M-a durut un pic, m-a umflat acolo. Cred că o să-mi mute doamna doctor astăzi. Să duc să pagă! Da. Ca să pot să mă descurc cu ea. Acum am ce mai rog. Stai așa, David, te rog. Să luăm de astea mai groase. Că astea mai groase țin mai mult la căldură. Stai că un lemn de ăsta ți ajunge un lemn. Mizerie, acolo, să nu calci. Așa. Vine spatele meu ca să îl știu așa. Trebuie să băgăm în două ture. Beatrice. Da, da. Și patrona l-a făcut pe acolo pe la bucătărie, eu am ajutat cu soacra mea aici în casa mare. Georgiana la fel, am înțeles că a făcut pe acolo cu patrona pe la bucătărie. A ajutat-o pe patrona. Ne împărțim și noi treburile cum putem, prieteni, că nu e chiar așa dacă nu filmez orice, cum ziceți voi, că stau degeaba. V-am zis aseară până la 6 am cărat lemne, pentru că dacă nu îți ții focul se stinge și stai în frig. De ce să faci? Ia să vedem de mai mici. Gata. Te ajut? Ridicat. Da, vii stai așa puțin de o parte să te lovească. Stați așa. Da, ușor, că e structură de escăline. Mergem și facem pe rând, facem la mine. Și vreau să facem spațiu cu noi acolo. Beatrice, închizi tu? Da, da. Stați așa. Am intrat și câine și trebuia să stați. Băgăm aici prima dată și după mergem și băgăm și acolo la... Ce se întâmplă aici și Alin super slim, prieteni! Am fost cu Beatrice. Unde? Alin super slim. La filmare. Unde a fost? Sunt și eu aici, prieteni. Nu, aici. Și cum a fost cu lemnele? Pe camera internet, a luat cu lemnele. Vine ușor să te urești. Nu pasă un pic. Mihaela, ia prin YouTube, că mă nebun și stai puțin, Leonardo, că am treabă aici, să văd cum
acum și de mult de mare, gata. Lăsăm un pic așa. Și nu știu cine e acolo, mă duc filmare la ei. E Marco. Mă duc. Marco vrea să afle dacă este în fiat sau nu. Nu cred așa ceva. Da, că nu-l iubește mic și Florin. O bune? Și nu știe dacă e în fiat. Nu este mare aici, nu știu ce e. E o problemă mare. Nu pot să intru în acest moment. Trebuie să facem cercetări. Nu și iubește, da. Frate? Punem un pic de pauză să vedem dacă vor să filmeze și ei, dacă nu merg să facă. Prietele a revenit aici cu patroana, iar ne face bunătăți. Ce ne face acolo patroana? Depui toate bunătățile. Doamne, ia uitați, prieteni. Patroana muncește de zore, am ajutat și eu aici la bucătărie, la lemne, la sobe. Hai. Și patroana s-a ocupat de gătit. Mihaela a făcut toată noaptea, prieteni. A cărat lemne la Leo, la Lindy, a făcut căldură în sobe, de nu mai pomeni. Cu sobele s-a făcut căldură, dar trebuie să te ținem. Păi ne ținem. Am băgat și acum, ca să fie cald, cald, da, la noapte. Hai. Și trebuie să menținem focul. Nu dai o farfurie, acum mai dau o farfurie. Imediat. Și o furculiță să-i aduc. N-ai pe chef, acolo. Hai. N-ai pe chef. O, avem aici prieteni pe Marinela. Ce vă-i frumoasă? David, stai jos, mami, la masă. Puneți-vă toți. Alo, micuțo, cum o cheamă? Te-a luat imediat. Anastasia, dar noi zicem Bubița. Bubița? Alo, Bubița. Bubița, Busos. Cadea Busos. Eu am mâncat, patron, acum e rândul vostru. Bubița. David, mănâncă-și tu, David. Mie nu mi-e foame că am mai mâncat. Doamne. Mănâncă, mami, și tu. David? Ce vrei? Nu mai pot. Ia avem aici prieteni și pe Alin, pe Raihold. Salutare, salutare. Mai spune-o o dată, Raihold, canalul tău, să te abonezi și prietenii mei. La canalul meu, Raihold și familia. Deci, prieteni, să vă abonați, vă rugăm, la Raihold și familia. Vă recomandăm, prieteni, e solistul nostru, Raymond și familia. Tu ai cont de YouTube? Marinela. Nu ai, trebuie să-ți faci și tu. Facem și ție. Trebuie să... Marinela, da. Trebuie să-ți facă și ție, Mihaela, cont de YouTube. Facem, pe bune, da. Ca să faci, să facem urmăritorii 1000 imediat, da. Și-ți faci și tu cont, îți filmezi tu singură. Eu am. Da. Măcar mai pui și tu câteva vloguri pe lună, dacă pui, și tot e bine. Olo cu buruza, cum le dai? Asta-ți face viața! Buburuzu! Ce faci, buburuzu? Ce faci, buburuzu? Nu merge. Da, măi, prieteni, vă iau acum puțin cu mine în casă să mai discutăm. Deci, prieteni, vreau să vă zic că nu e adevărat. Ne-am apucat cursul. M-a prins. Deci ne-am apucat de injecție. Așteptăm acum doamna asistentă să facem de 2 ori pe zi la 12 ore. Și n-avem ce să facem. Trebuie să ne tratăm odată, să ne treacă și răceala asta, că ne-am săturat de ea. Mi-a părut rău, prieteni, v-am zis și de soacra mea, i-am spus să nu se mai oftice, să nu se mai consume atât de mult din cauza problemelor. Stați așa că mi-e mai ușor să vorbesc așa cu voi. Din cauza problemelor, din cauza neajunsurilor, pentru că orice se rezolvă, toate treburile se rezolvă la timpul lor. Doar că a trecut prin prea multe și știți cum e când se umple paharul. Eu o înțeleg perfect, am încercat tot timpul să o consolez, să-i ridic moralul și în continuare voi face la fel. Ați văzut și voi data trecută când a venit Raihold la noi că a plâns foarte tare, chiar mi-a părut rău de ea și sper că, nu știu, să facem într-un fel încât să o scoatem din starea asta. Când este în prezența mea și a lui Alin, am văzut că se simte bine, adică cât de cât iese puțin din atmosfera asta și o să încercăm cât mai mult să ne axăm pe treaba asta, să o convingem, poate, nu știu, să meargă cu noi
măcar aici în zonă, să scoatem undeva, să se mai relaxeze. Mâine va fi și ziua lui David, pentru că este Sfântul Andrei. De-aia am plecat și de acolo, vreau să vă spun că am de gând să-i fac o surpriză. Mâine merg să-i cumpăr un tort și cine știe, poate îl duc și undeva împreună cu copiii să mănânce aici în oraș sau nu știu, poate în altă parte. Dar trebuie să mă ocup și de treaba asta, pentru că David nici nu știu dacă știe că e Sfântul Andrei mâine. Dar vreau să-i fac o surpriză, să mă ocup de David mâine. Da, mai prieteni, și uitați, avem aici numai siropele, numai chestii. Dar văd că David se simte mai bine, nu mai tușește. Deci asta mi se pare minune totală. Am încercat tot felul de siropuri. Acum sper măcar că cu injectabilul ăsta îi trece, dar o să-i treacă garantat. Din ce am văzut eu, sunt rezultate clare. Azi noapte chiar s-a odihnit foarte bine. Chiar nu... n-a mai hârjit așa, nu știu, un somn. Se vede că este spre bine. Asta e cel mai important, sănătatea și după alte treburi, pentru că câteodată ne consumăm așa de la probleme, de la ce spune unul, ce spune altul, dar nu asta e pe primul plan. Pe primul plan este sănătatea, că poți să ai și bani, poți să ai și orice. Dacă nu ai sănătate și ai probleme de genul ăsta, atunci este cu adevărat grav și o problemă foarte mare. Restul sunt probleme care le poți pune într-o balanță, cât de cât să le așezi într-un fel încât să reglezi situația. Și cum v-am zis, am și eu acum branula, o să rog pe doamna asistentă să mi-o schimbe, că am pățit-o la lemne. Am cărat foarte multe lemne, nu neapărat de greutate, dar efortul ăla când înclin mâna și mi-a curs un pic de sânge și mă și ustură, nu știu, când închid așa mâna, probabil m-am forțat prea mult. Da, mai prieteni, ce să mai zic? Atmosfera mie îmi place aici în șatră, adică chiar dacă sunt câteodată neînțelegeri, să zic așa, e ok. Mulți îmi spune și că ba stai cu patroana, ba stai cu Anca, ba stai cu nu știu cine. Eu n-am cum să mă cert cu nimeni, prieteni, dacă ei au problemele lor de familie și sunt aceste probleme de ani de zile sau nu se înțeleg ei între ei, nu înseamnă că eu pot să țin dușmănie pe o persoană anume sau dacă ei sunt într-un conflict, trebuie să intru și eu în acel conflict. Eu trebuie să fiu imparțială, adică să mă înțeleg bine cu toată lumea, să respect pe fiecare în parte. Eu am primit o educație aleasă de la părinții mei, m-au învățat să respect până și un copil când îl văd pe stradă, să-i dau bună ziua. Așa că nu ține de mine treaba asta să fiu eu într-un stil ca ăsta. Mai ales că, indiferent că m-am mai ciondărit eu cu patroana când și când, atât patroana cât și socrul meu au făcut eforturi mari pentru mine, pentru David, să putem veni acasă, să putem avea o viață normală, să putem fi și noi în rândul lumii. Și soacra mea, la fel, pe de altă parte, a contribuit la acest lucru. Și știți că ea a făcut primul pas când noi am venit oficial pentru prima dată acasă, atunci când a ieșit ursul. Așa că nu pot să uit nici ce a făcut unul, nici ce a făcut altul. Eu îi respect pe toți într-un mod egal. Sunt alături de ei, ajut și eu cu ce pot. Nu e cum spuneți voi, mai sunt câțiva prin comentarii. Vai, Mihaela stă degeaba, nu face nimic. V-a spus și patroana, aseară am stat până la 6 dimineața și am cărat lemne peste tot pentru că a fost un frig de nedescris. Deci chiar acum începe frigul cu adevărat. Am făcut și în bucătărie curat de atâtea ori. Eu pe parte, Georgiana pe parte. Dar aici este casa foarte mare. Invitații vin pe bandă rulantă, ați văzut la noi cum este. Și n-ai ce să faci. E normal ca tot timpul să fie un mic dezastru, pentru că faci curat și la jumătate de oră e tot la fel, pentru că se gătește de 5-6 ori pe zi, diferite feluri de mâncare. Și nu poți să te axezi doar pe treaba asta. Mai trebuie să pleci din bucătărie să faci focul la sobă, mai trebuie să dai la copil să mănânce. Mai ales că am și tratamentul ăsta pe care îl fac cu David, mai mă îngrijesc și de copil.
Adică facem și noi în așa fel încât să se poată, nu știu, pune la punct treburile toate, nu doar o singură treabă. Însă ne descurcăm și noi cum putem. Cred că e bine și așa, nu? Că nu eram nici eu, nici Georgiana, poate era mai greu, dar acum suntem două în casă, ne împărțim și noi cum putem. Și la copii și la ce mai trebuie prin casă, n-avem ce să facem. Însă eu cred că mi-a dat interesul destul de mult. Nu am stat mereu să filmez, ce să fac? Dau cu mătura, gata, filmez ca să vadă lumea că dau cu mătura. Dau așa, filmez ca să mă vadă lumea. M-ați văzut pe toate vlogurile, că nu cred că am stat degeaba sau să mă vedeți pe mine la masă sau ceva de genul. Am stat și mi-am dat silința atât cât s-a putut și atât cât mi-a permis și mie timpul. Cred că am fost destul de ok și sunt în continuare destul de ok cu toată lumea. Ce să mai zic, mai prieteni? Mă duc și eu acum la bucătărie, că este acolo și a fost și doamna Stella, a fost mai multă lume, dar acum a rămas Reinhold și soția lui, mă duc să stau și puțin cu ei de vorbă, mai las un pic filmările, că știți cum e, când vin invitații trebuie să stăm și cu invitații, chiar dacă vă filmăm așa printre picături, să le acordăm atenția necesară. Vă pup, prieteni, și ne mai vedem și mâine pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Și încă ceva, vă rog mult de tot, mi-am făcut și eu un cont nou de TikTok, Mihaela de la Strehaia, să-mi dați acolo urmărire într-un număr cât mai mare, vă rog frumos, că am nevoie de 10.000 de abonați. Eu știu că se poate, pentru că pe celălalt cont am aproape 50.000 de abonați, dar cu siguranță și aici, printre picături așa, putem să facem 10.000, nu? Eu am credere totală în voi și știu că mă veți ajuta, pentru că m-ați susținut mereu. Cred că și cei care mă critică mă plac așa puțin, dar nu vor ei să recunoască. Nu? Este, nu? Vă pup, prieteni, și ne vedem mâine. Pa, pa!